Salutare prieteni, bine v-am găsit la un episod. După cum vedeți, suntem la iepuri, dar în acest videoclip nu o să vă arăt iepurii, ci o să vă arăt ceva porci. Da, ați auzit bine, porci. Azi noapte pe la 12:30 mi-a fătat o scroafă, are 9 porcei și în câteva secunde o să-i vedeți. Ok, aproape am ajuns la porcei. Iar eu de acum, din momentul ăsta, nu o să mai vorbesc pentru că să nu o spare pe scroafă. Deci, rămâneți să vedeți videoclipul. Bun, prieteni, ați văzut. După cum am spus, sunt 9 purcei. Scroafa este la prima fătare. Este foarte, foarte, foarte cuminte. Mai ales azi noapte, când am băgat purcei acum, când i-o fătat și am pus acolo să sugă. Eu i-am moșit, să zic așa. A fost foarte, foarte cuminte scroafa. Încă 2. Azi noapte, pe la 3:30, avea 7 purcei. Am mers în casă, fiindcă eram obosit acum și mi-am pus ceasul să sune la ora 5. Când am mers la 5, m-au fătat ea singură încă 2. Erau pe acolo, sugeau sau ce făceau. Deci, mai am încă o scroafă care trebuie să fete duminică. Dacă vreți, o să fac videoclip și cu aia. Scrieți în secțiunea de comentarii dacă vreți sau nu să fac videoclip. Apoi, peste, nu știu, ceva timp, o lună, două, când vor fi purcei mai mari, o să fac iar alt videoclip să vedeți cum sunt mai mari. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să aveți baftă la urecheați și la toate animalele. Cu voi a fost Mario și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!